Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Ultimul meci al sezonului regular, meciul cu numărul 240 în acest campionat, care se joacă la Galați între două vecine de clasament, un derby al Moldovei, Oțelul Poliaș. În joc este locul 11. Atenție la această fază. Șut cu pământul și Pap gafează. Este un portar care uneori prinde meciuri în care îi exasperează prin parade pe adversari. Alteori face greșeli importante. Se dă penalti. Ioana Demetrescu dă penalti la această centrare a lui Martac. Da, da, este. A văzut bine, minge atins clar cu mâna. Greșeală importantă a lui Samuel Teleș. Roman, impecabil, pe centru, sus, 1-0 pentru Ieșeni. Iașiul a câștigat 3 meciuri afară. Iașiul a reușit să le învingă în deplasare pe Farul, pe Uclu și pe Voluntari. Dar, pe de altă parte, sunt 8 meciuri în deplasare de când n-a mai câștigat. Mare ocazie! Execută foarte bine Cisotti, luptat de cap al lui Pop, se duce alături. Pop este cel care a luat, nu Jelev. Iată-l pe Pop. Nu dă foarte rău. Oh, are emoții și la această minge Pop. Centrarea n-arată rău. Bara lui Abre. Are și puțin ghion aici echipa gălățeană. Nu dau seama când a fluierat Demetrescu fault. Aici s-a fi dat fault? Nu, aici cred. La această talpă a lui Sise. Bună de fiere și paradă formidabilă a lui Lung la luptura de cap expediată de Jonathan Sise. Miguel Silva, acțiune frumoasă, cu balonul adus la Malé. Centrarea lui Malé și dacă nu este offside, este golul lui Cisotti. 1-1, Cisotti înscrie după un balon deviat de Pop. Al 7-lea gol pentru Cisotti. Aici nu e. Aici, nici aici nu cred că este. Cred că este în spatele mici. Cred că este regulamentar golul. Foarte bună centrarea lui Malé. N-a fost Pop, ci tot Masiel cel care a lovit mingea prost. E clar că Masiel nu dă bine cu capul.